La începutul lunii ianuarie, patru concurente au pornit pe picior de egalitate să slăbească în proiectul Slăbește Sănătos. Din patru, în concurs au rămas doar două participante, Maria Benea și Natalia Ștefaniuc. Ele vor lupta pentru titlul Miss Slăbește Sănătos. În primele două etape au picat testul Olga Chirilă și Anastasia Nichiforov. Dar eliminarea din concurs nu înseamnă și eliminarea din program, regim alimentar și sport. Așa că la începutul lunii mai le veți revedea pe toate patru participante schimbate radical. Au dat jos peste 20 de kilograme. Sala de sport le-a fost ca a doua acasă timp de 14 săptămâni. Antrenamentul zilnic la Unica Sport, ședințele de masaj, dar și regimul alimentar echilibrat le-a ajutat pe cele două concurente să obțină rezultate neașteptate. Natalia Ștefaniuc are 27 de ani și este una dintre proaspetele mămici care se chinuie să dea jos kilogramele acumulate de-a lungul sarcinii. A reușit până acum, în proiect, să scape de 20 de kilograme. Motivația este pe măsură. Vrea cu orice preț să fie învingătoarea concursului. Maria Benea are 25 de ani și dintotdeauna a avut probleme cu greutatea, mai ales din cauza meselor neregulate și a excesului de produse de patiserie. Maria vrea să obțină o siluetă de invidiat, mai ales că începe o nouă etapă în viața sa, cea de după divorț. Prima probă din proiect este rezistența fizică. Instructorul de shaping, Elena Țurcan, le va supune la patru încercări din cele mai grele. Salut, fetele! Ne-am reținut de 5 minute, pentru astăzi primiți o pedeapsă aspră, sub formă de exerciții fizice. Așteptăm. Natalia, tu vei fi prima care va efectua. Deci, poziția inițială, brațele superiori, elasticul inclus maximal. Brațul stâng, piciorul drept, atingem vârful degetelor și revenim pe diagonală, iarăși repetăm element. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doi, stop. 80. Succes! Sper să mă bat. Oi, Natalia, nu știu cum a făcut, dar eu la sigur nu fac atât de multe. Sunt sigur că tu ești o fată rezistentă și o să arăți rezultate excepționale. Mersi. Ești gata? Da. Începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genează și asta o stopează la anumit moment. Ea trebuie să lase frâu emoțiile și să facă la maxim totul. Să depună maximal efort și atunci o să reușească totul. 67, felicitări, tot un rezultat bun. Nu știu de ce te opreai. Eu m-am susat, nu rezist. Pentru mine acest test la rezistență a fost puțin mai greu, adică ți se spune un minut în care tu trebuie să străduiești să ai oarecare succes, da? Respectiv m-am străduit, cu toate că ești poate mai rău ca Natalia, dar oricum mă bucur că nu făceam nici aceste careva exerciții cândva, când eram mult mai plinuță. Următoarea etapă a testului vostru funcțional o să fie fanderile. Testăm rezistența picioarelor voastre. Deci vă arăt element. Brațele unite, ne ducem pe lateral, genunchiul flexat, revenim cu palmele spre podea și în direcția opusă, lateral, cu ținuta corectă și cu palmele la podea. Hai, Maria, succes, tot o să fie bine la tine. Nu te descuraja, da, eu sper în rezistența ta. E foarte greu. Cum să te descurci? Minus 20 de kilocalorii, nu încurcă la mine. Începem. Bună. Doi. Este grea viața, 3, când ai ceva de dat jos, 4. Absolut un experiment inedit a fost pentru mine. La sală faci astfel de exerciții, doar când e într-un tempo atât de rapid. Și de aia, aici puțin am dat în vară. 3, stop, 4, 34. Dacă sunteți la egal. Nu mi s-a părut grea provocarea la care am fost supuse. Poate dat fiind faptul că Elena este antrenoarea mea, în fiecare zi fac exercițiile cu ea împreună la sală și cred că deja m-am adaptat programului pe care îl are ea. Stop! Este! 36! Următoarea etapă este step testul. Timp de un minut vedem cine este mai rezistentă. 3,
La început mai 4, ușor, acum mai greu. 5. Stop. 35. Într-adevăr, a fost ceva mai greu decât ceea ce facem în fiecare zi la sală, dar totuși pregătirea și-a spus cuvântul și am rezistat foarte bine. În final, un element destul de complicat, genuflexiunile, dar este bine cunoscut de voi, fiindcă îl face zilnic la sală. Știu că ești un pic obosită, dar asta trece. Start! 1, 2, 3. După aceste exerciții, cred că am dat măcar 50 de calorii jos. Am obosit, am transpirat. 50! Ai reușit, bravo! Am reușit, da. Ha, Natalia, este rândul tău. Pentru Natalia un pic mai bine ca rezistență, fiindcă are și experiență în domeniul sportului, este de ani de zile. În această ramură îi place să slăbească, îi place să muncească. Un pic mai mult. Natalia te-a depășit cu 5-6-0. Sper să te ai revanșă în curând la antrenament. Ok. După sistemul de 10 puncte, Natalia ar lua nota 9 și Maria 8. Un pic de 10 mai rămâne de lucrat. Pentru 10 cred că o să ne întâlnim peste o lună și o să le notăm cu 10 puncte pe amândouă. Marea finală a concursului Slăbește Sănătos va avea loc la începutul lunii mai. Pe ultima sută de metri, se pare că cele două concurente cedează nervos și nu mai au încredere în victorie. O să fiu sau nu o să fiu câștigătoare? Acum apar primele îndoieli, referitor la faptul dacă voi fi prima sau nu. Acum este mult mai greu să slăbesc, pentru că organismul deja s-a adaptat la sport, la alimentația respectivă. Eu sunt un lider, eu o să fiu învingătoare, dar faptul că am intrat în concurs cu mai puține kilograme decât a intrat Maria, asta ar putea fi unica cauză ca eu să fiu pe locul 2 și să nu fiu pe locul 1. Mă strădui foarte mult ca să devin și eu câștigătoare, doar că eu când am intrat în acest proiect, eu nu am venit cu scopul de a câștiga. Pe site-ul unica.md aveți ocazia să le urmăriți evoluția și să le încurajați cu mesaje și voturi.